Bună ziua și bine ați venit la detașamentul de pompieri roman. Sunt Băiluca Constantin, sunt comandantul subunității. În cadrul activității de astăzi ne-am propus să abordăm câteva subiecte, practic câteva teme cu care ne-am confruntat în teren, ne confruntăm în teren, dar și ceilalți cetățeni se pot confrunta. Ne dorim să transmitem un mesaj, motiv pentru care astăzi am venit cu mai multe ajutoare. Dați-mi voie să prezint de colega mea, Cotenin Popalina, purtătorul de cuvânt al inspectoratului. De asemenea, lângă mine, doamna Teo Baciu, o veche cunoștință de-a dumneavoastră. Înainte de a trece la prezentarea celorlalți trei colegi, mi doresc să adresez mulțumirile mele și cât și din partea inspectoratului pentru implicarea de care a dat dovadă în proiectul care a fost lansat în anul 2019, dacă nu uitați, în 2019, în care s-a lansat un proiect de parteneriat cu titlul Învață să salveze o viață. Și ne dorim ca acest proiect să se reia practic în școli. Momentan vom face, să spunem, o pliere de realitate în contextul epidemiologic actual. Nu vreau să vă rețin foarte mult, urmă pe colega mea, Irina Popa, să prezinte câteva aspecte în ceea ce privește efectuarea apelului 112. Și totodată vom face și câteva, să spunem, referiri practice pe care noi în teren, din păcate, ne-am confruntat și ne dorim să nu le mai avem, să nu le mai confruntăm cu ele pentru a putea veni cât mai repede în sprijinul cetățeanului. Bună ziua! Bine ați venit în cartea de la detașamentul roman. Astăzi ne-am gândit să vă invităm la proiectul Învață să salveze o viață. Acest proiect se desfășoară în parteneriat cu Inspectoratul Școlar din județul Neamț și își propune să conștientizeze copiii și din învățământul gimnazial, dar și cel liceal, despre modul de comportare în cazul unei situații de urgență. Mulțumim pe această cale doamnei Teodora Baciu pentru că dumneiei a inițiat acest proiect și pentru că a dat șansa unor copii să învețe mai multe lucruri. Mulțumim pentru cadourile care le-a adus în sensul că ne-a dăruit un manechin și o vestă pentru a arăta cum să putem interveni atunci când ne-am înecat cu un bol alimentar. Este foarte important ca atunci când am constatat că este o situație de urgență să sunăm la 112. 112 este singurul număr de telefon pe care îl putem utiliza atunci când avem o urgență. De aceea, atunci când sunăm la 112, este bine să ne păstrăm calmul. 112 înseamnă ajutor. Este foarte important să spunem cum ne numim, unde s-a întâmplat evenimentul și să indicăm locația cât mai exactă pentru a putea veni în sprijinul nostru salvatorii. La 112 putem solicita sprijinul pompierilor, al Serviciului de Ambulanță Județean, al Poliției, dar și al Jandarmilor. 112, în principiu, preia informația de la cetățean, după care, în funcție de situația de urgență care s-a întâmplat, este transferat la Poliție, Pompieri, Jandarmi sau Ambulanță. Foarte important este să spunem ce s-a întâmplat. Dacă este o urgență medicală, putem primi sfaturi de la colegii de la ambulanță sau de la ISU despre cum să ne comportăm până vin forțele de intervenție. Acesta este și scopul proiectului Învață să salveze o viață. În sensul că e bine să știm cum să acordăm primul ajutor în cazul producerii unei situații de urgență. Ce am face dacă am găsit o persoană leșinată în casă? Ce am putea face dacă o persoană nu prezintă puls? Ce putem face atunci când vedem o persoană că s-a anecat cu un bol alimentar? Aceste lucruri vi le vor arăta colegii din cadrul detașamentului roman. Sunt colegi din cadrul, ce încadrează ambulanțele SMUR și sunt formatori. Acesta este lucrul pe care dorim noi să-l transmitem. Este foarte important că am luat legătura și cu inspectoratul școlar și vor mediatiza aceste filmulețe care le vom înregistra astăzi în mediul online copiilor din toate ciclurile școlare și chiar în ciclul primar, pentru că este foarte important că atunci când un copil mic vine acasă și o găsește pe mami leșinată, să știe ce să facă. Să sune întâi la 112, să
atașeze în postul lateral de siguranță, dacă are putere, este foarte simplu și pe această cale dorim să conștientizăm părinții că este foarte bine să învețe copiii, să-și cunoască numele complet, adresa unde locuiesc și să știe cum să sune la numărul de urgență 112. Și pot aplica pe telefon aplicația 112, care poate scurta timpul de reacție, în sensul că STS-ul poate transmite date exacte despre locația în care se află apelantul. Cu această ocazie îi dăm cuvântul doamnei Teodora Baciu pentru a ne spune ce a urmărit dumneai când s-a gândit la pompieri și mai exact cum de a putut să ne ofere și astfel de cadou. Vă mulțumesc! Mulțumesc tuturor pentru prezență și vreau să mulțumesc în mod special reprezentanților insuneamți care la sfârșitul anului trecut m-au contactat prin domnul Cotelin Popa și am căzut de acord să continuăm acest proiect început în 2019 într-o formulă adaptată pandemiei și este un exemplu, încă un exemplu, că cei din cadrul insuneamți, salvatorii în țări, nu sunt capabili să renunțe niciodată și asta este foarte bine pentru că reprezintă un motiv în plus să avem încredere în ei. Acest proiect a venit ca urmare a unei necesități în comunitate, a fost o necesitate pe care am identificat-o după mulți ani de colaborare împreună și mă bucur că a putut să devină realitate datorită unei persoane extrem de importante, sponsorul acestui proiect, cel care practic a achiziționat manechinul de resuscitare și vesta pentru manevra Heinrich și aici vorbim de managerul metropolii Sfera Straunul de domnul Bogdan Roman. Deci și datorită lui a devenit acest proiect realitate, plecând de la stadiul de idee. Sperăm ca ceea ce se întâmplă acum aici să fie un exemplu pentru ca tot mai multe lume să se implice în comunitate, așa cum consideră, dacă identifică o necesitate, să caute în același timp și modalități pentru a rezolva sau pentru a îmbunătăți un lucru care poate fi îmbunătățit. Eu sper ca proiectul să ajute cât mai mulți oameni să poată să salveze vieți la propriu, pentru că și o singură viață, dacă l-au salvat în urma acestui proiect, considerăm că niciun efort nu a fost în zadar. Mulțumesc! Dacă sunteți de acord, putem începe cu prezentarea colegilor din cadrul SMOT, care vă vor arăta metodele de acordare a primului ajutor. Da. O să încep prezentările cu comandant de echipaj în cadrul detașamentul de pompieri romani, absolvent al cursului de formatori în cursul de la Mureș. Practic, toți trei sunt formatori, sunt absolvenți la aceleași cursuri formatori. Spun asta, practic, ei la rândul pot să formeze oameni când au acordat primul ajutor. Au toate competențele necesare, și teoretice, și practice dobândite prin misiunile pe care au desfășurat. Mergând spre stânga, în mijloc, dacă ne-a putut totele numărul nostru, Claudiu, paramedic în cadrul detașamentului de pompieri romani, o vastă experiență în acordarea primului ajutor și în salvarea de vieți. Mergând mai departe, la repede colegul nostru, plutonelul major, Pricop de Bogdan, la fel, un coleg de seamă, de bază, care de-a lungul timpului și-a dovedit implicarea, experiența în salvarea vieții oamenilor, toți trei, de ceea ce vă spuneam anterior, o vastă experiență în acordarea primului ajutor. Ei sunt formatorii colegilor, dacă îi putem numi așa, voluntarilor din cadrul proiectului Salvatorii Pasiune, care s-a desfășurat în cadrul Isuneamț până a începe pandemia. Din păcate, în perioada aceasta, acest proiect Salvator din Pasiune a fost sistat pentru că nu dorim să expunem la pericole pe nicio persoană care nu este membru în Isuneamț. Da, în continuare v-aș propune să trecem la activitățile practice. Pentru că, în loc de colegul meu,
prietena mea, să vă prezinte prima metodă. Bună ziua, vă spun și eu. Mulțumim pentru prezentare. În minutele care urmează, alături de colegii mei, o să vă prezentăm câteva măsuri de prim ajutor cu mâinile goale, fără echipament medical, ceea ce putem noi face până la sosirea echipajelor calificate. Tema pe care o să vă prezint se cheamă suport vital de bază la adult, ce include toate manevrele sau elementele de resuscitare pe care una sau mai multe persoane le poate aplica unui pacient aflat în stoc cardio-respirator. Ca prim pas la o persoană aflată în căzută în stradă, dăm un exemplu clasic, este siguranța salvatorului. Siguranța salvatorului fiind primul lucru pe care noi îl facem la orice intervenție, indiferent că este de ordin medical sau logistic vorbit. Ce înseamnă siguranța salvatorului? Mediul în care urmează să intervenim să fie sigur, în primul rând pentru noi, pentru a nu crește numărul de victime, dar și pentru persoana la care urmează să efectuăm măsurile de prim ajutor. Și aici am putea enumera electricitate, calori electrice, mediul toxic de unde trebuie extrasă victima ulterior, obiecte contundente, ascuțite și așa mai departe. Și vom trece la abordarea pacientului. Abordarea pacientului, pe cât posibil, se face venind din față, prin stimul verbal inițial, adică ne adresăm și să vedem dacă acesta reacționează sau nu. Mă auziți? Sunteți bine? S-a întâmplat ceva? Dacă nu reacționează, ne apropiem și scuturând ușor de umeri, încercăm să vedem dacă reacționează la stimul tactil. Dacă nici în acest moment nu reacționează, înseamnă că avem de a face cu o persoană aflată în stare de inconștiență, pentru că stabilirea nivelului de conștiință face referire la acest lucru, adică reacționează sau nu persoana în cauză. Moment în care vom solicita ajutor în jur. Dacă nu există, vom trece la următorul pas. Următorul pas înseamnă evaluarea pacientului în sine. Și vom începe cu eliberarea căilor aeriene. Ceea ce o să vă arăt sunt lucruri pe care le poate face și o persoană începătoare, nu necesită mare efort și nici foarte multă pregătire. Cu o mână așezată pe frunte, două, trei degete sub bărbie, ridicăm ușor capul pacientului, împingând capul pe spate. Din această poziție, încercăm să identificăm dacă în interiorul cavității bucale, la nivelul gurii, sunt anumite resturi de mâncare, proteze, dinți sau orice altceva ce ar putea obstrua calea aeriană. Dacă sunt cu degetul înfășurat într-o batistă sau șervețel, vom încerca extragerea acestora. Următorul lucru pe care îl facem este verificarea respirației. Verificarea respirației prin metoda PAS, privesc, ascult, simt, timp de 10 secunde. Timp în care urmărim dacă pacientul nostru are respirații, numărul respirațiilor și calitatea acestora.
mergând pe situația critică, în care respirațiile sunt absente, da, după evaluare, adică privind expansiunea toracică, să vedem dacă expansionează toracică, dacă se ridică sau nu. Ascultăm dacă există suflu la nivelul urechii sau simțim aerul expirat de către victima. După cele 10 secunde, constatând lipsa respirației, este momentul în care se apelează serviciul de urgență 112 și se prezintă situația. Ori noi, dacă suntem singuri, sau sprijinul care l-am cerut, poate să continue discuția cu operatorul și să anunțe că avem de-a face cu o persoană aflată în stop cardiorespirator. Pentru a nu pierde din timp, vom trece la resuscitarea cardiopulmonară. Resuscitare cardiopulmonară prin care, practic, preluăm artificial funcția de pompă a inimii și, la fel, artificial, prin ventilațiile salvatoare, funcția plămânilor, funcția ventilatoriei. În cazul adultului, avem 30 de compresiuni toracice externe, urmate de două ventilații salvatoare. Ca și reper, măsurăm partea de stel a pacientului, o împărțim în jumătate cu podul uneia dintre palme, perpendicular pe stel, ne apropiem cealaltă mână bine deasupra, brațele noastre să fie perpendiculare cu sternul, frecvența cu care vor fi efectuate compresiunile 100-120 pe minut, amplitudinea sau adâncimea cu care vom comprima sternul 5-6 cm sau lătăime din grosimea anteroposterioară a toracelui. Compresia trebuie să fie egală cu decompresia și ar fi în felul următor. După efectuarea celor 30 de compresiuni toracice externe, vom trece la aplicarea celor două ventilații salvatoare. Pentru aceasta, din nou, o mână așezată pe frunte, două sau trei degete sub hârtie, se dă capul pe spate, pensăm nasul victimei, inspirăm, și reluăm 30 de compresiuni cu două ventilații. Resuscitarea cardiopulmonară poate fi întreruptă atunci când apar unele semne de viață, cum ar fi tuse, vărsătură, deschiderea ochilor sau mișcări spontane. Întrerupem pentru reevaluare, adică mâna pe frunte, 2-3 degete sub bărbie, timp de 10 secunde, metoda PAS, pentru a vedea dacă există respirație normală sau nu. Dacă nu, se continuă. De asemenea, resuscitarea cardiopulmonară se poate opri atunci când echipajul medical calificat solicitat ajunge și preia manevrele. Atunci când, în urma reevaluării prin metoda PAS, pacientul nostru respiră normal,
sau poate interveni epuizarea sărbătorului. Cam acestea ar fi. Esențial este ca toate aceste manevre să fie cât mai rapid începute, pentru că secundele înseamnă enorm și orice minut întârziere reduce substanțial șansele pacientului, 10-12%, statistic, după fiecare minut, de la, asta vorbesc, de la instalarea stocului cardiorespirator. Mulțumesc, o să-i las pe colegi să continui. Poziția laterală de siguranță pentru a arăta cum se efectuează, nu s-a făcut și colegul meu. E un manechin plin de viață. Poziția laterală de siguranță o folosim atunci când, în urma multărui valori, stabilim că victima este inconștientă, dar respiră normal. Ca să ajungem acolo, trecem prin toate punctele pe care le-a relatat colegul meu. Și anume, am să trec foarte cursiv și repede peste ele, pentru că deja au fost discutate. 1. Siguranța salvatorului. Siguranța dacă acest salvator să nu devii victimă lângă el. 2. Stabilirea nivelului de conștiență prin stimul verbal. Strigi la el, alu că nu mă auzi, prin stimul tactil să obții un răspuns. Nu ai obținut niciun răspuns. Ai stabilit că este inconștient. Prima regulă. 3. Ceri ajutor, după care continui cu eliberarea căilor aeriene. Punctul A. Așa cum v-a arătat și colegul, o mână pe frunte, două sub bărbie, trage capul pe spate, verificăm cavitatea bucală și din această poziție trecem direct la punctul B. Evaluarea respirației prin metoda PAS. Timp de 10 secunde, urmărim expansiunile toracelui, simțim și auzim dacă există respirație. În astea 10 secunde am obținut două respirații. Înseamnă că avem o persoană inconștientă, dar respiră normal. Pentru a facilita respirația normală și printr-o evaluare din când în când, 5 în 5 minute, până ce sosește ajutorul, trebuie să-l așezăm într-o poziție laterală de siguranță. Și se face în acest mod. Importanța de ce, din ce parte o faci nu contează. Poți să fiu și în partea cealaltă sau aici. Dar mâna apropiată de salvator, adică de tine, o așezăm în această poziție 90 de grade, brațul de torace. Mâna de portată a victimei o tragem peste torace și o așezăm cu podul palmei pe obraz. O menținem, pentru că la persoana inconștientă va cădea. Cu cealaltă mână tragem piciorul de portat de victimă, păstrând contactul cu solul și din această poziție îl tragem către noi. Ajuns în această poziție, prin această mișcare nu va face presiune pe circulație și are o stabilitate mult mai bună. Capul dăm pe spate, verificăm dacă are respirația normală și ăsta este momentul când sunăm la 112 și dăm informațiile clare. Aici nu am vrut să spun chestia asta pentru că importanța apelului la 112. În acest moment, dacă sunăm, avem toate informațiile care ajung la cei care pleacă și știu, vin pregătiți pentru acordarea ajutorului, care trebuie să facă. Cam asta a fost tema mea, sau pe colegul meu. A treia temă de prezentat astăzi este dezobstrucția căilor aeriene superioare a unui adult în legat cu tumor alimentar. O situație foarte frecventă întâlnită în cadrul vârstnicilor, a copiilor care în timpul orilor sau în timpul pauzilor se joacă mestecând gume sau mâncare, exact, sau a copiilor de vârste mai mici care se joacă la nivelul gurii cu tot felul de jucării
mai mici și le pot înghiți. Cunoscut ca și ucigașul cel mai rapid a pacientului, această manevră trebuie însușită, cred eu, de toți profesorii care au subordine copii, elevi, la fel ca și personalului care lucrează cu vârstnici, pentru că nu ne permite foarte mult timp, cum spuneam și ucigașul cel mai rapid, nu ne permite foarte mult timp să reacționeze dacă nu știu ce ar trebui să facă. Cum ne cunoaștem? Sau de câte tipuri sunt? Sunt de două tipuri. Obstrucție ușoară și obstrucție severă. Obstrucția ușoară identificăm prin semnele de respirație normală, tuse eficientă, stare de conștiență. Pacientul va duce cu semnul universal la nivelul gâtului, mâinile, la nivelul gâtului, unde va încerca să simuleze sau să arate problema unde o are în momentul ăsta, dacă ne putem vorbi. Da? Ceea ce trebuie să facem noi în situația asta este să nu încurajăm să tușească eficient, urmărind în același timp dacă bolul a fost eliminat. Dacă nici în această situație nu reușește să elimine acest bol, iar situația lui începe să se agraveze, adică va trece la tipul 2, obstrucție severă, vom trece la aplicarea 5 lovituri interscapulare, între cei doi omoplați mai clar, lovituri în forță, ascendente, la fel urmărite, concomitent, dacă se eliberează acest bol alimentar. Dacă nici prin această metodă nu reușim să eliberăm acest bol alimentar, vom trece la metoda Heimlich, o metodă care ajută la efectuarea unei compresii la nivel abdominal și eliminarea bolului alimentar. Cum se face asta? Ne poziționăm în spatele victimei, măsurăm distanța dintre buric sau ombilic și apendicele xifoid sau furca pieptului, luăm jumătatea distanței, da? Așezăm pumnul sub această formă cu degetul mare spre interior, cealaltă palmă vine deasupra lui și efectuăm o compresie puternică concomitent cu ușoară mișcare de rotație. De fiecare dată când executăm această compresie, urmărim dacă pacientul a eliminat acest bol. Dacă ne gândim la scenariul cel mai tragic, în care pacientul devine inconștient, îl așezăm pe sol, fără să existe riscul să se lovească în cădere, și începem manevrele de resuscitare. Sunăm la 112 și urmăm protocolul prezentat de colegii mei mai înainte. Cam atât. Activitatea prezentată, care a fost activitate de bun augur. Mi-e dorit ca nimeni să nu ajungă într-o situație în care să trebuiască să acorde primul ajutor. Dar, totodată, ne dorim ca în situația în care vor fi puși să facă acest lucru, informațiile pe care noi le-am transmis astăzi, sperăm să le fie de folos. Totodată, rugăm cetățenii să manifeste deosebit de grijă în momentul în care apelează forțele de intervenție profesionistă, nu mă refer la ISU, ci mă refer și la ambulanță și la poliție și așa mai departe, pentru că joacă la 112 nu este deloc acceptată, nu este deloc permisă, pentru că poate pune în pericol viețile celor cetățeni. De asemenea, în momentul în care efectuăm apel la 112, trebuie să avem grijă, sau trebuie să avem practic în vedere că noi nu cunoaștem exact locația unde s-a produs evenimentul, motiv pentru care operatorul din cadrul dispeceratului va efectua sau efectuează o serie de întrebări. Locația mai exactă și așa mai departe, puncte de refer. Totodată să cer detalii de la un alt, o altă persoană din apropiere, pentru că am avut situații în care apelantul fie a rămas fără baterie la telefon, fie a rămas într-o zonă fără acoperire sau și-a închis telefon, sau nu mai răspunde la telefon și așa mai departe, iar noi cu greu reușim să ajungem în locația respectivă, doar pe principiu, pentru că nu știm exact strada sau locația unde se află. Totodată se oferă cât mai multe detalii cu privire la locul evenimentului, pentru ca noi, la momentul respectiv, să putem dimensiona corect forțele și mijloacele pe care le alocăm la intervenția respectivă. Acestea fiind zise, mulțumesc încă o dată colegilor, vă mulțumesc și dumneavoastră și vă doresc multă sănătate.